Salutare prieteni, eu sunt AG Football și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu AS Monaco. Astăzi avem returul optimilor de finală UEFA Champions League Manșatur. Am bătut cu 2-1 în minutul 90 pe Tottenham prin acel gol al lui Musa. Acum a venit returul. Băi, și înainte de a începe video, vreau să vă încerc scuze dacă se aude cumva pe fundală zgomot de la calculator. În momentul de față fac și live cu un meci al Petrolului pe calculator și sunt și pe PS4 și PS4 exact lângă calculator, așa că sper să nu se audă totul sunetul de la calculator în microfon. Dacă se aude puțin, eu îmi cer scuze de pe acum. Așa, deci avem partida cu Tottenham, echipă bună, după care vin partide din campionat pe care le vom mai juca și pe acestea, după care văd că vine o pauză destul de mare, ceea ce e foarte, foarte bine. Noi vom juca în alb și voi lăsa, cred că pe ei negru, vom juca noi așa în roșu și lăsăm pe ei negru. Echipa pe care o vedem în teren va fi fără Bakayoko, care e obosit, dar și Sanchez e obosit. Însă Sanchez are stamina mai mare și de aceea îl vei băga pe el. Mendy nu poate juca între Grimaldo, Lemar, Dembele, îi voi forța Musa și Mbappe în atac, fraților. O echipă bună, o echipă care eu zic că poate să facă față. Stai să am dat să bag pe Glick în echipă. În locul lui Jamerson vine Glick. Așa arată echipa, să dăm drumul la treabă, începe tot de hamă. Asta e Monaco pe suntem pe White Hart Lane, plouă, este normal, suntem în Anglia. Stadionul este plin până la refuz, o seară de Champions League care poate fi magică pentru oricare dintre cele două formații. Venim cu un avantaj, cei drept mic, dar venim cu un avantaj din turn, ne-am învins-o pe Tottenham cu 2-1. Musa este obligat să se întoarcă și fix asta face, pas la Dembele. Dembele se întoarce, Ousmane Dembele, șutul e blocat încă o dată, Dembele! 1-0, AS Monaco, Ousmane Dembele punctează! Ce început de meci pe White Hart Lane! Ousmane Dembele face o fază superbă, îl întoarce pe Wanyama, prima dată șutul său este blocat, însă a doua oară o execuție fină, care nu-i mai da șanse lui Hugo Lloris. Este 1-0 și în acest moment Monaco este poziționată foarte bine. Tottenham are nevoie de două goluri pentru a băga meciul în prelungiri. Noi dacă mai marcăm o dată, o să-i obligăm pe cei din echipa gazdă să marcheze de 4 ori, ceea ce va fi foarte greu. Ce bine. Încep posibilitățile pentru noi. Bravo, bă, Dembele, așa te vrem. Sidibe acum. Sidibe cu centrarea. Greșesc și de la Tottenham. Au intrat foarte timorați pe teren jucătorii lui Mauricio Pochettino și se vede acest lucru. Se vede acest lucru din plin. Toma Lemar. Sidibe încearcă șutul. Băi, aș fi vrut să dea cu dreptul, sincer, aici, nu cu stângul. Individualitățile pot să facă diferența. Eriksen! Aproape de gol. Musa Dembele. Dembele se întoarce. Dembele șutează, însă sub asici. Portarul croat e la post. Corner. Va bate Eriksen. Vine centrarea lui Eriksen. Subasic. Iese bine Subasic. Eriksen cu o nouă centrare. Iese Subasic din nou. Eriksen din prima la Wanyama, care țintește bara și ocazie imensă. Ăsta Musa Dembele ratează incredibil. Dembele. Un berbaspin. Pasă la Fabinho la Dembele. Ousmane Dembele, n-a fost treia încercarea lui Ousmane Dembele. Fundașul lateral acolo, Fabinho a încercat să transforme în fundaș lateral, nu face mare lucru centrarea lui Walker. Și Musa Dembele reduce din diferență, este 1-1 în aceste momente. Reduce din diferență la general, vreau să spun cât de bine stare Dembele de lângă Glick. Iată, cei doi Dembele în acest moment decid soarta meciului, este 1-1. Ali, aproape de gol. Mbappe, pare să fi plecat la atac Mbappe îl vede pe Ahmed Musa. Musa poate închide meciul. Ahmed Musa scapă singur un gol Lloris. Ahmed Musa nu reușește să înscrie. Lloris cu o intervenție capitală, însă mai important decât eventualitatea de a ne fi majorat avantajul este că avem balonul, putem omorâ partida la acest corner, pentru că putem ține de minge până la final. Fabinho cu centrare, iese Lloris, eronat, au trecut după părerea mea cele 2 minute de prelungire.
Să vedem ce părere are și arbitrul. Și este final! AS Monaco se califică în sferturile de final. UEFA Champions League, fraților. Iată, reușim în FIFA să facem ce a făcut Monaco și în viața reală. Trecem de o echipă englezească în optim, ne calificăm mai departe. După 2-1 acasă și 1-1 deplasare. O calificare frumoasă, o calificare cu cântec. Iată, și Juventus se califică mai departe. Vim aici tabloul complet. O calificare foarte, foarte grea după părerea mea, băieții. Dar o calificare care este meritorie. Pentru că Bordeaux-ul se bate cu noi la locurile fruntașe. Hai să vedem ce echipă voi trimite în teren. Mbappé pare puțin un obosit. Îl voi băga din nou pe Falcao. Sper să joace bine Falcao. De asemenea, în locul lui Dembele vine Boșilea pentru acest meci. Și în rest cred că echipa este ok. Da, echipa e ok, în rest hai să dăm drumul la treabă. Să înceapă următorul meci. Începe Monaco, Girondin de Bordeaux. Capacitatea doar 17.000 de locuri a stadionului lui Deo din Principatul Monaco, că este ca de fiecare dată supusă la mari încercări, deoarece fanii vin în număr foarte mare la meciuri, au o echipă mare în față. Monaco este în sferturile Champions League, dar cu toate astea trebuie să luptăm și pe plan intern, luptăm și pentru a ne califica în Champions League și în sezonul viitor. Titlul e departe totuși, va ieși mai bine. Malcolm acum, iată pe Malcolm, cu o primă centrare, Subasic! Un reflex de mare portar și ne ține în față. Corner. Bate Zufii. Zufii cu centrarea lui Zufii. Malcolm e acolo. Malcolm respinge Subasic încă o dată, Subasic. Ce intervenție are Subasic și încă o dată Subasic. Încă o dată Subasic. 5 save-uri în 7 minute deja pentru portarul nostru, pentru Falcao. Falcao pasă la superbă la Sidibe. Ce fază face AS Monaco și deschide scorul. Ce bine a privit această fază. Ce pasă filtrantă dă Falcao lui Sidibe. Și și jucătorul nostru reușește să scrie. Este 1-0 pentru noi, fraților. Am tăcut din gură la această fază, n-am scos niciun cuvânt. Tot a căutat o soluție să le distrugă apărarea, să le penetreze defensiva foarte bine organizată celor de la Bordeaux și apare de nicăieri o pasă de geniu al lui Falcao, iar CDB foarte bine șutează, chiar dacă din câțiva metri șutează bine, lângă pe portar, 1-0. Am fost la egalitate, acum mai merge și așa, iată acum pe CDB. CDB poate face 2-0 cu o centrare bună, centrarea lui CDB este blocată. Fabinho. Dirar și întoarce frumos adversarul. Șutul său este însă într-un jucător de al nostru, din păcate. Șutul lui Dirar a fost blocat de un... Hai, dă-i cu capul, frate. Hai, idiot. Hai, Dembele, ia-i fața. Ia-i fața, Dembele, bine. Lemar cu siguranță nu putea face asta, deci a fost bună introducerea lui Usman, Dembele. Ho, da. Perfect aici, Dembele are foarte mult spațiu de manevră. Poate intra, poate și șuta la poartă, însă Cedric Carasso ține în meci pe Girondin de Bordeaux. Iată, Dembele apare aici, șutul nu e rău, însă Carasso respinge din extremis, corner. Usman Dembele, același Dembele, are foarte multă energie Dembele comparativ cu ceilalți adversari. Dirar! Da! Este, mă, ce frumos! Ce gol frumos îmi scrie Dirar, fraților! Parcă aproape în fiecare episod din care era cu Monaco vine câte o execuție frumoasă, nu-i așa? Parcă în fiecare episod, mă, în ultima vreme, vine câte un jucător frumos. Episodul trecut a fost execuția aia magnifică a lui Renato Sanchez. Acum este rândul lui Dirar să trimită un șut foarte frumos în plasă. Este 2-0 și Monaco se desprinde învingătoare astăzi. Bravo, frate! E minunat golul lui Dirar, fraților! Iată ce goluri frumoase marcăm în această carieră, da, și în carieră cu din nou marcăm goluri frumoase. Mai vine cu o lovitură de aia, cum a fost aia lui Maxim de acum câteva episoade, nu? Dar oricum, frate, goluri foarte frumoase. Asta îmi place foarte mult la cariera asta. Am foarte mulți jucători care dau bine de la distanță. Acum pe Musa. Musa pasă la Dembele, care e singur. E singur Usman Dembele.
3-0 scor de reprezentare, Girondin de Bordeaux. Nu știu exact pentru ce motiv s-a dus pe o altă tech și îi prindem din nou și le mai înfingem o dată cuțitul în rană. Iată, Dembele servit aici. Mai devreme arata singur cu portarul. Acum totuși să recunoaște într-o poziție mai bună. Pune latul, plasează mingea în vinclu și ajunge la 3 goluri staționale. Sidibe, Dirar și Dembele sunt cei 3 care marchează. Da, fraților, asta a fost pentru acest meci. Superbă victorie, 3-0. Minunat, bravo băieți. Acum voi mai ține puțin episodul doar ca să văd ce adversar ne-a picat în Champions League. Pentru că cred că și pe voi vă interesează ce adversar ne-a picat în Champions League. Pentru că ne poate pica oricine. Putem avea adversar cât de greu posibil. Hai să ne antrenăm să primim atât jucătorii. Vine meci cu Can în continuare. Poate crește și Chevalier la 72. Deși m-ar mira totuși treaba asta. A 62, mă scuzați, da, și nu crește. Ha, totuși are statusuri foarte mici la dribbling și de aia trebuie să mai așteptăm până să crească, frate. Trebuie să vedem acum cu cine am picat în Champions League, după care vom închide episodul de astăzi aici. Este marți, miercuri, joi, vineri. Vineri. Așa, suntem vinerea, hai să vedem ce adversar ne-a picat în UEFA Champions League și PSG! Oh, adversarea din campionat, vom da de aici în Champions League, iată PSG-ul va fi adversarea noastră în Champions League, fraților, fantastic, colosale meciuri vor fi ale acelea, fraților. Să spuneți, vă rog eu frumos, în comentarii, cum credeți că ne vom descurca, cine credeți voi că se va califica mai departe și poate chiar niște predicții de scor, de ce nu? Pentru că da, episodul de astăzi se oprește aici, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să dați un like la acest video și un share pe Facebook doar dacă v-a plăcut. Eu am fost AG Football, ne vedem data viitoare, până atunci, toți aveți toate cele bune, la revedere!